Dar ce se aude? E șefa mea care a venit să-și ia bebelușul. Vă iau repede să vă duc în spate. Așa de bine stăteam, mai repede să ne îmbrăcăm. Pentru că nu e foarte frig. Mai repede, mai repede. Încercăm în soară. Repede ieșiți prin spate, vine șefa mea. Să nu vă găsească aici. Am ieșit, suntem libere. Ce facem acum? Fugim? A fost bună cu noi, doamna ofițer, dar libertatea noastră este importantă. Hai să căutăm o cale de ieșire. Mami, mami, uite o poartă. Hai! E încuiat. Ce ne facem? Se aude ceva. E cineva acolo? Da, suntem noi, familia Mie. Dar voi cum ați ieșit? Ajutați-ne să ieșim și noi. Nu vă putem ajuta, noi nu avem cheia. Ne-a scos gardianul Mircea. Mergem în pădure să căutăm comorile și cheia de la carceră. Mult succes în căutarea comorii. Ne pare rău că nu vă putem ajuta să găsiți comorile. Harta ne-a luat-o gardianul Mircea. Dar v-am lăsat niște indicii. Vom căuta indiciile. Primul trebuie să fie aici, la poartă. Uite, mami, ceva. Ia să vedem, ce este? Un bilețel. Cred că e primul indiciu. Deschide-l. Dacă vrei să găsești cheia, caută la capătul curcubeului. La capătul curcubeului, din câte știu eu, se află oala cu aur a elfilor, dar n-a ajuns nimeni la ea. Am ciudată provocarea asta. Ar trebui și să așteptăm să vină curcubeul și să mergem o întreagă viață până la capătul curcubeului. E ceață, nu e nicio rază de soare, trebuie să fie altceva. Uită-te după un curcubeu. Și capătul lui, roată, roată, curcubeu, curcubeu, curcubeu. Curcubeul se termină pe terasa asta. Urcă! Poate găsești ceva pe acolo. Nu? Ăla-i! Hai să vedem ce scrie. Mergi în locul unde curățenie face o viitoare prințesă. O prințesă nu face curățenie, ea are slujitori. Stai, mami, că știu o prințesă care făcea treabă. Cenușăreasa. Ah, Cenușăreasa! Și unde se află Cenușăreasa? Este ceva acolo. Unde, unde? Aici, în căsuță. Să căutăm. Cenușăreasa... nu văd. Ah, avem aici ortie. Am găsit indiciul. Cum eu am separat meiul de neghină, tu separă boabele de piper colorat de cele de piper negru și un nou indiciu vei descoperi. Mami, ce vrea să însemne asta? Trebuie să căutăm piperul. Hai că intru să te ajut să căutăm împreună. Mami, mami, uite, aici e, hai să-l separăm. Eu iau boabele colorate, tu ia le pe cele negre. Gata. Am terminat și iată un nou indiciu. Să vedem. Numără boabele de piper din fiecare culoare și formează cu ele un cod. What? Să separăm boabele colorate. Avem 5 verzi, 5 albe și 5 roșii. Fiind 5-5-5, codul e 5-5-5, nu? Hai să căutăm un cod. Am numărat, dar ce facem cu ele? Nu știu, să mai căutăm un indiciu, să vedem ce putem face cu codul. Uite, un alt bilet. Cu acel cod vei deschide locul în care grădinarul își ține răsadul. Să ieșim, să căutăm grădinarul. Hai, mami, repede jos! Stai, că am adunat și piperul. Poate ne ajută, poate trebuie să-l plantăm. Grădinar, o seră, ceva. Un loc în care grădinarul își ține răsaturile. Căsuța de grădină! Da, hai să căutăm codul! Hai! Uite, un lacăt cu cifru. Aici e codul. Să vedem. Să facem 5, să sperăm că se deschide. 5. S-a deschis. Să intrăm. O, ce ai? Caută indiciul. O să dureze o veșnicie. Era în fața noastră. Era în fața noastră. De multe ori ne complicăm și nu vedem exact lucrurile evidente. Ca să ajungi la cheie, rezolvă problema. Rezultatul indică numărul scândurii în spatele căreia se află cheia. Ce scândură? Ce cheie? Ce problemă? Cheia de la poartă, e evident, dar unde e problema? Trebuie să mai căutăm problema. A zis de scânduri, deci trebuie să fie undeva pe ceva din lemn. Aici nu-i, pe alt perete. Sau pe sus. Mami, am găsit! Poftim. Ia să vedem. Mara a primit un număr de cadouri. Sora ei, Briana, a primit de 2 ori mai multe. Iar sora ei, Teo, a primit cu 2 mai puține decât Briana. Dacă primeau egal, aveau câte 11 cadouri fiecare. Câte cadouri a primit Mara? Cum facem? Cred că trebuie luată cifră cu cifră până ne dă rezultatul corect. Și să pornim de la capăt în față, prin metoda mersului invers. Dacă aveau câte 11 cadouri fiecare, în total cât au primit? 11 ori 3 egal 33. Deci în total au primit 33 de cadouri. Mara a primit un număr, zicem A. Sora ei, Briana, a primit de 2 ori mai multe. 2A. Până acum sunt 3A. Iar sora ei, Teo, a primit cu 2 mai puține decât Briana. Adică avem încă 2A minus 2. În total avem 5A minus 2. Adică 5A minus 2 egal 33. Ceea ce înseamnă că 5A e egal cu 33 plus 2. Da, adică 5A e egal 35, A egal cu 35 împărțit la 5, adică... A egal cu 7. Deci 7 cadouri a primit Mara, Briana 14 și Teo 12. Dar pe noi ne întreabă câte cadouri a primit Mara, deci 7. Deci 7. Să corelăm. Rezultatul indică numărul scândurii în spatele căreia se află cheia. Rezultatul este 7. Să căutăm scândura cu numărul 7. Mami, eu nu mai văd nimic pe peretele ăsta. Zice în spatele scândurii. Noi acum suntem în interiorul cabanei. Deci afară. Deci afară trebuie să fie indiciu. Hai să numărăm scândura cu numărul 7 de pe acel perete. Stai, oprește-te. Hai să analizăm. Deci, eram în interior și am găsit indiciul pe peretele acela. Hai să ocolim clădirea, să găsim scândura. Hai! Aici e peretele, numărul 7, tu de jos, eu de sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mea este aceasta. Și a mea e asta, tu vezi ceva? Nu. Uite! Acolo! Wow, ia să vedem. Ce avem aici? Wow. Casa noastră are 4 coșuri de fum. 4 coșuri de fum. Ce casă mare! Casa vecinului din stânga are 2 coșuri de fum, iar casa vecinului din dreapta are 3 coșuri de fum. Ce rezultat obținem? Păi 4 plus 2 plus 3 egal cu 9. Nu, dar ce să facem cu cifra asta? Nu cred că e despre cifre problema asta, ar fi mult prea simplă. Ce rezultat obținem de la 9 coșuri de fum? Păi, fum! Mult fum! Unde avem mult fum? Am văzut un grătar acolo. Acolo e fumul. Hai să căutăm. să ne găsească. Avem 3 chei, să vedem care merge. Nu merge. Următoarea o încerc eu. Nici măcar nu intră. Hai și pe a treia. A intrat de tot. Învârte. A mers. Lasă că vă prind eu. Eu ofițer Mircea. Fugi, fugi, mă rog, fugi. Mai bine la ofițer Teo decât la ofițer Mircea. Da, are o carceră înspăimântătoare. Hai! Unde am fost? V-am căutat peste tot. Am luat și noi o gură de aer. Nu ne-ai zis tu să ieșim? Ba da, dar să mă așteptați. Nu să plecați de capul vostru. Oricum, acum suntem aici, am fost ascultătoare, deci te comporți frumos cu noi, da? Bine, bine, mai vedem. Am atâta treabă acasă. Dar ce se va întâmpla cu voi veți vedea în episodul următor.